Carambol fără precedent în capitală, cel puțin 3 oameni s-au ales cu diferite traumatisme, iar 16 mașini au fost avariate după ce un autobuz a început să se deplaseze în spate. Accidentul a avut loc în această după-amiază pe strada Vasile Alexandrii, iar momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui șofer. Din imaginile surprinse de camera de bord a unui șofer se vede cum autobuzul de linie, fără pasageri, merge în spate și lovește mașinile parcate pe marginea carosabilului. Martorii spun că totul s-a petrecut într-un timp atât de scurt încât mulți dintre cei implicați în accident nici n-au apucat să reacționeze. O fată a fost rănită, am chemat repede ambulanța, pompierii. Oamenii care se aflau în preajmă au sărit să stingă incendiul izbucnit la una dintre mașini. Fiecare și-a folosit instinctorul, așa că focul a fost stins. Totuși, la fața locului a intervenit și un echipaj de pompieri. Speriați și agitați, cei care au reușit să iasă singuri din mașinile avariate au început să-și telefoneze imediat apropiații. Trei dintre proprietarii sau pasagerii unora dintre automobilele tamponate au avut nevoie de ajutorul medicilor. Încă în stare de șoc, una dintre victime spune că a rămas în viață ca prin minune. Până să fie preluat de ambulanță, bărbatul reușise să acorde ajutor unei femei rămasă blocată în automobil. Am reușit să învârt volanul, dacă nu apucam să o fac, era să fiu strivit de-a binelea, dar am mișcat mașina rotind volanul și astfel autobuzul s-a oprit. Am sărit prin geamul spart și am încercat să salvez o fată, care nici de cum nu dorea să iasă, așa era de speriată. A venit și soțul ei, șoferul, și el repede a reușit să o scoată din mașină. Nici o ușă nu se deschidea, totul era blocat. În interior era soția și prietenul meu, cu prietenul este totul în regulă, dar soția este acum la spital. Are un hematom la picior și o plagă. Acum e la spital, dar spune că totul este în regulă. O doare piciorul și capul, dar asta este, nu avem ce face. Accidentul a produs un ambuteiaj imens, strada devenind impracticabilă. Salvatorii au stabilit că 16 autovehicule sunt implicate în cadrul accidentului de circulație. Potrivit primelor informații, un autobuz de pe ruta 47 a început mișcarea în spate, fără de a avea șofer în interiorul acestuia, iar în urma acestei mișcări a tamponat alte autovehicule. Totodată, în urma accidentului de circulație, 3 persoane au avut de suferit. Vorbim de 2 femei și un bărbat care au primit traumatisme. În stare de șoc este și șoferul autobuzului care a pornit tot carambolul. Bărbatul însă nu poate găsi o explicație a celor întâmplate. El spune că a parcat autocarul în stație și a mers la dispecerat. Am ieșit peste 10 minute, dar mașina nu era. Stăteam lângă ea, am ieșit ca să merg la dispecerat, dar când m-am întors, nu mai era acolo. Singura a pornit la vale. La fața locului a ajuns și un echipaj al secției documentare accidente rutiere pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.